Păi, Mitică, te-ai gândit vreodată, băi, cum e să fii bogat, e? Nu. Dar de ce? Pentru că nu sunt un om învățat, ai Cordial. Cum învățat? Adică n-am terminat și eu o școală, n-am și eu o carte acolo. Păi și trebuie școală ca să devii bogate? Păi, băi, Cornel, e mai ușor să iei un pix în mână decât lopata. Și dacă termini o școală, devii mai ușor bogat. Da, bă, dar eu știu un singur lucru, e. Că dacă vrei bani, trebuie să riști. Da, adevărat, nu riști, nu câștigi, vorba aia. Da, bine. Bă, atunci ce m-am gândit eu, e? Poate să dorm câteva zile la tine? De ce? Că vreau să-mi vând casa, e. Să investești și eu în ceva, e. Să devin bogate. Doar așa, na. Păi și în ce vrei să investești, e, Cornel? Da, nu știu, că asta nu m-am gândit, dar... Cât stau eu la tine, am timp să mă gândesc. Mai beau, mă mai gândesc. E, Cornel, dacă dă greș investiția asta a ta, până la urma urmei, dacă stau bine și mă gândesc, și o să faci? Unii o să dormi, că la mine nu te țin toată viața. E, unii a doua mea case, șanțe. Nu știi când vine de la băutură și tu la fel te-am mai văzut eu de uneori. Așa ați dormi, mă, acolo e a doua noastră casă. Păi, Cornel, dar eu vreau să-ți dau un sfat așa, prietenește. Nu mai bine investești tu cu bani puțini și faci un lucru mare și nu vinzi nici casă. Să bag bani puțin și să fac un lucru mare? Da, să-ți vină o idee din aia genială. Că până la urmă, banii nu sunt chiar așa de importanți cum spui tu. Dar fac diferența, băi, Cornel. Înțelegi? Da. Diferența asta e jale mare. Păi da. Stai pa, da. Ce faci? Stai, băieți. Ziua bună. Ce faci, buburuza mie? Buburuza e, Cornel, ți-am să nu mai zici așa când e lumea cu noi. Da, să văd că este cel mai bun prieten al meu, știi de hâția la noastră. Nu te mai ascunde tu atât de. Mitică, știi ce vreau să zic? Yes. M-a chemat Aurica aia la ziua ei. E bun. Și? Păi cum, măi? Da, cum te-ai lăsat tu să-și facă ziua? Că ea nu și-a mai făcut-o niciodată până acum și-a apucat-o. Păi asta mă întreb și eu, fă, Marie. Eu nu știu și-a apucat-o să-și facă ziua. Chiar nu știu. E? Dar să-și facă, fă. Da, chiar e? De cum ai lăsat-o tu? Dar nu-i femeie liberă, băi, Cornel? Lasă-o, să o ducă mintea cum o duci. Și o duci numai la cheltuie bani. Băi, dar nu e o problemă asta? Ba, da, e o problemă, cheltuie bani. Da, băi, dar Aurica știi că invită tot neamul la ziua ei. Să-l invit. Și, o opresc eu? Băi, dar tu chiar nu-ți dai seama și ne vine la ziua ei? Cum să nu-mi dau seama? Vine măsa, mama soacră. Și dacă vine și? Să vină, băi. O să fie, știi cum, cu petrecerea. O să stăm în linii fiecare, o să fie ca la armată și pe la final să vedem care și cum scapă și cum poate. Și atâta tot, ce nu ne-am învățat cu nieta. Da, da. Bă, că nu se prinde, Cornel. Da. Băi, Mitică, nu te cam prins așa. Zi tu, fă, Marie. Nu-i zic că eu, zi tu. Zi tu, fă. Nu, ai zi tu. Zi. Nu, zi tu. Bă, dar stați așa o leacă. Și poate fi mai grav de atât cu că vine măsa. Și poate fi mai grav de atât. Uleu, Mitică, vine taică-tu. Ui, la asta nu m-am gândit. Da? Adică Aurica o să-l invit pe taică-miu? Da, ui, da. Păi, când s-a mai întâlnit tatu, Dumitru ăla, cu măta soacra, cu aia, cu nieta, a? La nuntă. E, ți-i minte, Mitică? Că au fost jale mari, au fost prăpăd acolo. O, ăștia doi nu se înțeleg deloc. Exact. Mitică, ăștia doi se întâlnesc la ziua la Aurica și o să fie apocalips acolo. Fă, Marie, eu trebuie neapărat să vorbesc cu Aurica, fă! Fă-i... Auleu, încurcată este. Ce mai faci, buburâța mea? Ce să fac, Icorin? Stai când dai baticul jos. Da, ți-aș baticul jos să leac. Nu fac bine, ăi. Că Ioan ăsta meu nu gândiște. De ce fă? Păi cum, de ce? Uite, azi voi să pleci în lume cu două sacoși de rafi. Asta e, fă, na. Una la mână. De-aia te-am eu pe tine că eu nu gândești. Doi la mână, trebuie să-l ieși, fă, să pleci că suntem noi. N-am cum mai să-l las, după aia l-am pe conștiință. E, l-ai pe conștiință, fă. O să mă iubești tu mai mult când o să devin bogat. De ce? Că știi la loto? Am, fă, eu n-am nevoie de noroc, fă, pentru că eu am creier, am cap. Fă, am o idee genială de o să rupă și o să știi tot mapamondul găurenii de jos, fă. O să devin bogat, fă. Ia, fă. Fă.
Ia zi, părinte. Ce e așa mare problemă în satul ăsta nostru? Că mi se pare că totul merge foarte bine, frumos și chiar minunat, foarte super. Domn primar, trebuie să venim cu ceva, domn primar. Trebuie să facem ceva. Ce? Domn primar, să mai venim și noi cu o idee, să mai uimim satul ăsta, să-l mai scoatem o leacă așa, să-l mai trezim. Adică să mai facem o țapă, ceva nou, nu? Nu, domn primar. Să venim și noi cu o idee de asta măreață, că s-a redeschis acum PNDL-ul. O reintrat în vigoare, e finanțarea asta prin PNDL. Și sunt fonduri acolo, nu glumă, sunt bani. Bani, domn primar. Știu ce zici, părinte, foarte... intuitiv. Foarte, nu, ideea e foarte bună, într-adevăr, PNDL-ul ăsta, că cum fac și aia cu asfaltările. Trag o linie de asfalt, după aia jumătate de bani rămân la ei și tot așa. Da, domn primar, da, la noi e mai mult de jumate. La noi, însă, da, că lumea e proastă, pune botul, crede și așa mai departe. Și noi trăim bine. Dar ce să facem, aia e problema. Că nu treci prin cap nicio idee, uite, nu? Părinte, o minune de aia de-a ta, fă o rugăciune, ceva, să apară o idee, să trimită Dumnezeu un înger păzitor care să-mi trosnească o idee în căpușorul meu, cum să mai facem o țepușoară. E, domn primar, nu știu dacă cel de sus să bagă în afacerea noastră, domn primar. Atunci a dracu să trimită pe cineva, dacă cu cel de sus nu putem lucra. Da? Bună ziua, domn primar. Ei, tine curată. Pozitru. Intră, Ioane, haide. Poftește. Să rămână, părinte. Nu-i nevoie, mă, Ioane. Ia zi, Ioane, ce vrei? Domn primar. A. Am și eu o rugăminte. Să auzim. Îmi puteți împrumuta și mie niște bani? Împrumut. Ce trebuie, Ioane? Vreau să mă duc în Madagascar și în Antarctica. Să călătoresc. Dar cel mai mult, domn primar, vreau să mă duc în Noua Guinee. Că acolo sunt triburi de-astea, dansează ăia prin jurul focului. Ăia nici n-au lumină, domn primar, stau tot ziua cu chibritul în mână. Nu au văzut în viața lor ce aia apă de la robinet, stau și beau apă din râuri. Și mă duc acolo și aia o să mă fac liderul lor. Că practic le aduc viitorul, îi învăț toate chestiile astea. Da. După care o să încep să fac și bani. Că vreau să-i bag pe ăștia din triburi pe comerț. Îmi fac propria afacere. Și după ce fac bani, vin să aduc bani înapoi. De unde ți-a venit ideea asta, Ioane? La gelul al Pandele. Păi și el de unde știi toate astea? Ei, are el un frate. Și frate, sui călător de ăsta prin lume. Așa. Și se duce și vizitează toate locurile astea frumoase. Și mi-a arătat niște poze. Și domnilor, era atât de fericit în pozele alea. Și vreau și eu să fiu fericit, să plec din Găureni de aici. Tot Ioane, la ce trebuie bani? Ia-ți bocceluța, pui niște apică, niște păpică și te duci în lume. Și când ajungi acolo, ne trimiți scrisori din Noua Guinee. Să vedem și noi cum arată acolo. Cum ești tu șef de trib, ești mecher. Nu e așa ușor, domnule, nu mai râd. Că nu e ușor. Trebuie să iau microbuzul de aici, de la noi, din centru. Și așa. Ajung în oraș. Și în oraș, când ajung, trebuie să iau trenul. Și după aia, după ce iau trenul, trebuie să iau avionul. Și îmi trebuie bani pentru transport. Pentru transport îți trebuie? Da, bani pentru transport, practic. De asta nu e. Că ai să duci cu avionul? Da. Ioane... Dracu, te-a adus în cale. Vino cu aici. Da! Asta-i părinte. Ia ascultă aici, părinte, fii atent. Cum sună primul aeroport comunal din țară, din lume, de fapt, la noi, la Găurenii de Jos. Doamne, dar ce idee! Bine, domn primar!
Băi, să fii atent aici, acum o să vină turiștii. Aterizează direct aici la noi, frumos. Bine, îi preluăm cu microbuzul, îi aducem la hotel. Bine, n-avem hotel, dar o să facem hotel. Hai să spui, băi, dezvoltăm infrastructura și mai ales că o să putem să plecăm noi de oriunde, direct aici de la noi, de la Găurii. Da, 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 și o să pot să plec și eu. Aș plac să pot, Ion. Bine, Faurica, ce-ai pățit, ai, mitică? Fa, pe cine ai invitat la zoata, fa? Cum pe cine? Pe oameni apropiați nouă, mitică. Care apropiați nouă? Zi, răbde. Părintele, dascălu, primarul, bineînțeles, dar el a zis că nu știe dacă o să stea mult, care lasă, fă, mici. Primarul, zici, pe cine mi-ai invitat? Păi, pe Maria, cu Ion n-am apucat să vorbesc, o zis că el pleacă. Fă, lasă-i pe ăștia care-i știm noi, fă, zi, pe cine ai invitat în afară de ăștia la alți. Zi. Păi, mitică, eu știu unde vrei să ajungi tu. Da, am chemat-o și pe mama. Fă, lasă, fă, pe măta, pe nieta, lasă-o, că o știm cu toți, fă, o să fii la ziua ta ca la armată și atâta tot. Fă, eu sari panicat. Ascultă aici la mine. Tu l-ai invitat pe tata? Da, mitică, l-am invitat și pe tata socru. Fă, Aurică, ai nebunit la cap, fă, Aurică, fă, fă-i, Doamne Sfinte, păi, fă, fă, vine taică-miu. Și-i cu măta. Știi ce s-a întâmplat la nunta noastră, mai ții minte? Da. Și cum vă l-ai invitat așa? Da, mitică, că e neamul nostru. Bun rău cum e, altul nu avem. Și așa că mi-am făcut zoa o singură dată în viață. Normal că am invitat. Fă, cum e măta? Cum e? O femeie bună, doar că e un pic cam vulcanic. Vulcanică? Păi dacă măta e vulcanică, cum e tata, fă? Cum e tata? Nu știu, mitică, tu să-mi spui cum e tatu. Fă, tata e un om puternic, fă. Tăt satul din Găurenii de sus e frică de el, fă. Și mie mi-e frică de el, fă. Și tu ai l-ai chemat la ziua ta. Cum e posibil, Fauric, că mi-e frică? Păi, mitică, am și o întrebare. Da. Păi, unde e mitică ăla înțelept? Mitică ăla puternic? Cel mai puternic om din satul nostru e. Gata, au dispărut? Faurică, în fața lui tata, mitică-i un copil. Aoleu, mâine o să fie o zi grea. Băi, băieți, dați-mi primar. Vin bănuții, băi, vin bănuții. Doamne ajută, domn primar. Ia, sunteți pregătiți? Da, păi, oricând. Băi, sigur? Da? Sigur? Hai, domn primar, nu ne mai fierbe atâta. Mai vă mai întreb o dată, sunteți siguri? Hai, domn primar, mai repede. Ia, fii atent aici. Doamne! Wow! Dar ce e asta, domn primar? Cum ce e asta, ei? Felii... Felazii... Freza la felicilii... Studiu, e planul, s-a aprobat proiectul. Ah, da? De-a, da, cine? Doamne, o să avem bănuți. E normal, e. Exact cum ți-ai dorit, părinte. Da. Vă place ce frumos e? Foarte, foarte frumos. No? Da? Da, diplom... Ăla... Geamanta, nu ceala ce e acolo? Care? Acolo sus. A, ăsta? Da. Pe a lui Oane, nu pleacă el în Madagascar? Da, corect, bravo. Ah, da. Domn primar, dar facem de la standard cu știoare dese. Da, bine, uite, le-am și desenat, uite aici. Bine, la asta nu i-am mai făcut picioare, că nu mai aveam marker în paint. Da, ia... O să avem și de aia cu colectare de metale, cu... De toate, pașaportul, cu bandă. Tot ce vrei, uite, parcare, tren, tramvai, metrou, avem de toate, ei, cum? Și tren? Da. Da, voi, nu vezi? Hai! Trebuie să sărbătorim, mai dacă tot am încasat atâta bănet. Păi da. Hai să vă dau o cinziacă, băi! Doamne ajută, dăm și mai. Ia de aici, adascăre. Ia, părințelos. Ce este? Da,
Hai, frumoasă. Opa, deci, cum mi-a venit ideea asta așa genială, e, nici nu-mi vine a crede. Cum am stat eu și m-am gândit, băi, ai vorbă, stai seama. Hai, ia și-ti împărtășirea, știi, părinte. Noroc cu Doamne ajută-te, în primul. La mulți ani. Hai. Pentru aeroportul nostru. Doamne ajută. Ce genial.